Metroul din Cluj-Napoca, în sfârșit, înaintează după luni întregi în care proiectul a trenat. A fost desemnat un câștigător al licitației, o asociație de firme din Turcia, Suedia și România. Ștefan Edveș, colegul nostru, este în legătură telefonică directă cu noi. Bun găsit, Ștefan! Să rămână bună ziua! Este o asociere de firme din Turcia, Franța și România. Am spus acest lucru pentru că au fost o grămadă de blocaje și întârzieri, dar trebuie să punctăm un ceva important, faptul foarte important, faptul că abia de acum începe circul. Și spun circul, Irina, pentru că urmează contestații și știi foarte bine că orice proiect de infrastructură de 2 miliarde de euro, deci vorbim despre o linie de metro de peste 2 miliarde de euro din ceea ce știm, abia din acest moment urmează contestații la CNSC, la Curtea de Apel și așa mai departe. Și mai mult decât atât, Irina, acest proiect este construit cu banii prin acel program de reziliență, program național de redresare și reziliență, program prin care astăzi România pe transporturi, din ce știu, au cheltuit, guvernul Ciuc a cheltuit 0 euro, încă nu s-au decontat bani și mai mult decât atât, la sfârșitul anului 2026, adică în 2024-2025 și în 2026, noi trebuie să avem metroul de la Cluj. Riscăm să pierdem banii din PNRR dacă trenează foarte mult? Riscăm să pierdem banii din PNRR dacă stăm și ne mai jucăm cu acele contestații, cu acele probleme legate de fiecare firmă care vine și contestă la CNSC, la Curtea de Apel și proiectul, licitația stă blocată încă luni bune și abia 2024 ne apucăm de lucru. Tu imaginează-ți că linia de metro M5, dacă nu mă înșel, în drumul Taberei, a durat 10 ani? 12 ani. Dacă ți-aduci de aminte, spunea, aici va fi metroul dumneavoastră în 3 ani, dacă ți-aduci de aminte. Dă-ți seama că la Cluj, de pe Feleac până în Mănășturi sau până în Florești, ei trebuie să construiască 23 de kilometri de linie de metrou și 19 stații în nici 3 ani. 2024, 2025, 2026. Să știe ceva despre aceste firme? Cele care au câștigat. Firma Alstom este celebra firma Alstom, știți foarte bine, care are contracte pe calea ferată, pe coridorul 4 feroviar. Firma Alstom este celebra firmă care se ocupă de mentenanța de la metrou, știți foarte bine acest lucru, deci și repară metrou. Și firma românească este firma Arcada Galați, tot așa are lucrări pe parte feroviară, și despre firma din Turcia, care e și liderul de asociere, din păcate nu știm absolut nimic și cred, mai mult ca sigur, este primul contract de acest gen de infrastructură din România cu lider de asociere, o firmă necunoscută din Turcia. Noi nu știm nimic despre, o să vedem dacă au mai lucrat, dar știm că n-au lucrat în România. Proiectul are o valoare, încă o dată, 2 miliarde de euro. Da, vom vedea ce se va întâmpla, să nu pierdem banii din PNRR. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție, Ștefan.